Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se face dreptate. Practic vor fi mai multe locuri pentru BMW-uri, Mercedes-uri și mașini de la scumpe decât erau până acum. Băi, nu. Pentru că acum erau doar locurile pentru persoane cu handicap. Câte unul, maxim două, știi? Uh-huh. Și venea BMW-ul, trăgea, celelalte BMW-uri n-aveau unde să tragă. Mai zice, mă, de marcă, mă, că marca n-are nicio vină. Păi nu, că spunem generalist, așa, da. Nu e ca și cum avem ceva cu BMW-ul. Adică eu nu sunt de acord să incriminăm marca. Marca este... Dar nu incriminează adică nimeni marca. Alea sunt niște mașini foarte frumoase și foarte bune. Exemple de inginerie excepționale, extraordinară. Acum că sunt niște cocalari care preferă o anumită marca, asta nu e vina mărcii. Veneau băieții cu mașinile alea mari, ca să zic așa. Acum, lângă locurile pentru persoane cu handicap, vor fi și pentru femei însărcinate. Da. Vezi? Să vezi câte femei însărcinate vor fi la mall. Mașini de la mari parcate fix acolo. Eu nu am nicio dovadă, nu pot să incriminez pe nimeni, dar am remarcat și eu că locuri rezervate persoanelor cu dizabilități sunt destul de des ocupate la mall de anumite mașini foarte, foarte scumpe. Și mă întreb, oare în țară, încă o dată, nu am nicio dovadă, dar nu am un diavol, nu? Care mă roade și stă pe umăr și zice, îmi spune, știi? Îngerul-i pe dreapta și spune, domnule, n-ai de unde să știi. Uh-huh. Adică așa, na, omul e o soartă, are un copil, are o rudă, are, asta zice îngerul. Și pe stânga, diavol, știți? Da, dar dacă... Adică în țara asta atât de coruptă, în care totul se poate lua pe șpagă, dacă cineva, un cocalar de ăsta a dat o șpagă ca să obțină un cartonaș albastru cu care să parcheze unde vrea mușchiul lui... Și îngerașul din dreapta spune, nu e posibil să te gândești așa ceva. Nu așa, nu te gândi la asta. Nu cred că s-a dat vreunul. Și diavolul, și da, de ce să nu mă gândesc? De ce să nu mă gândesc? Da. Nu cred că s-a dat vreunul. Nu s-a dat, nicio șpagă vreodată pentru un astfel de cartonaș. Sunt convins. Zilele trecute citeam că în nu știu ce sat, uite că nu mai știu în ce regiune, pusesem deoparte știrea, 3/4 dintre persoanele care au certificat de handicap de la că nu văd, au permis de conducere. Și nu doar că au permis de conducere, și circulă liniștiți cu mașinile. Da, poate că a fost o minune și și-au recăpătat vederea, dar au păstrat certificatul. Ai văzut? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.